Bună ziua, eu vreau să vă salut pe toți cei care lucrați aici zi de zi, în primul rând, sigur autoritățile locale, toți invitații. Să spun că sunt foarte fericit că am venit astăzi aici și am aflat o mulțime de lucruri foarte bune. Și când avem și noi povești frumoase și de succes, nu vorbim niciodată de ele, vorbim numai de necazuri, de supărări. Realmente, acest șantier care în 96-97, când s-a închis? 97 și trebuia să fie fier vechi. În 2002-2003 a fost preluat de niște oameni de afaceri români. Pentru că, sigur, mie îmi plac toate investițiile străine, dar și mai tare îmi plac cele românești. Și când avem oameni de afaceri români care fac muncă serioasă, muncă cinstită, care, iată, confirmau cei care lucrează aici, plătesc salariile la timp, care plătesc toate taxele, nu păcălesc nici statul, nici pe angajați, eu cred că merită felicitări. Și vreau să vă spun sincer că realmente admir ceea ce ați reușit să faceți aici, faptul că ați reușit să salvați locurile de muncă și să dea Dumnezeu ce mi-ați spus să se întâmple zilele următoare și să mai angajați încă oameni alături de cei care sunt deja pe șantier. Ce să vă spun altceva? O mulțime de lucruri bune. 4 nave construite în România, de români. Deci nu știm doar să ne vindem navele sau să le ducem la fier vechi, știm să și construim nave din nou. Navele au fost construite dintr-un program european pe care România l-a accesat. Deci nu sunt bani de la buget sau cine știe din alte părți, sunt bani din program operațional sectorial de transport. Scopul acestor nave, pe care eu cred că e foarte important să-l subliniem, pentru că vorbim în ultimele zile despre ecologie, despre curățenia naturii, mulți vorbesc cu bună credință, alții vorbesc doar că s-au trezit peste noapte ecologiști, însă aceste nave vor face Dunărea mai curată. Și ăsta e un lucru extrem de important și nu vorbim despre el, decât, uite, avem astăzi ocazia să o facem. Realmente, ceea ce se întâmplă aici, în șantierul de la Giurgiu, este o poveste cu care România ar trebui să mândrească și despre care nu vorbim destul. Vreau eu să vorbesc, vreau să-i felicit pe cei care au reușit să facă acest lucru posibil, în primul rând pe angajați, pentru că fără ei nu exista nicio navă și nici nu exista vreun viitor pentru acest șantier, pentru cei care și-au pus banii și munca și încrederea în acest proiect în care probabil în 2002 nu prea credea nimeni că se mai poate revigora, în faptul că putem și știm să folosim banii europeni pentru lucruri foarte bune și necesare și că suntem capabili prin ceea ce facem în România să arătăm calitate, seriozitate și capacitate de a munci. Eu sunt foarte mândru când vin într-un loc așa cum este acesta. Vreau să vă urez în continuare cât mai multe comenzi și cât mai multe nave pe care să le construiți aici. Și în mod sigur înțeleg că participăm și la festivitatea de botez a celor 4 nave. N-am fost un specialist în nave ca alți oameni politici, dar începe să-mi placă faptul că în loc să le reducem navele, le mulțim în ultima perioadă și la Constanța și la Giurgiu și la Galați și în alte zone și să dea Dumnezeu tot ce am stricat în ultimii 20 de ani să refacem în perioada următoare. Încă o dată multe felicitări, le rog pe toți cei care reprezintă autoritățile locale, instituțiile guvernamentale să dea tot sprijinul pentru că asemenea proiecte cum este cel de aici să continue cu succes. E foarte important, cum zic oamenii de afaceri români serioși, dacă nu ne puteți ajuta, măcar nu ne încurcați. Și cred că și autoritățile locale și autoritățile guvernamentale trebuie în primul rând să nu încurce pe cei de aici și în al doilea rând să-i ajute. Și încă o dată sunt foarte mândru și foarte fericit că văd că în România și la Giurgiu se pot întâmpla lucruri extraordinare. Mai avem lucruri de îndreptat la Giurgiu și o să le îndreptăm în perioada următoare ca România să arate într-adevăr așa cum ne dorim cu toții, însă astăzi aici nu pot decât să spun felicitări și mult succes în continuare.